Alcoolismul este o boală a familiei și doar privită în complexitatea ei poate fi tratată. La Centrul Izvorul Tămăduirii sunt 28 de locuri, iar programul terapeutic este conceput pentru 100 de zile. Urmărim o transformare fizică și psihică totală a dependentului de alcool, punerea în practică în toate domeniile vieții lui, a unor principii noi după care să se ghideze în viața de zi cu zi, în așa fel încât, prin metabolizarea bolii, prin integrarea bolii, ca făcând parte din sine, să nască comportamente noi care să-l facă compatibil, să se poată adapta mediului în care se întoarce. Pentru că alcoolicul de foarte multe ori, sau în majoritatea cazurilor, este un om cu inteligență emoțională peste medie, ale cărui nevoi emoționale nu au fost îndeplinite, satisfăcute de un mediu care este destul de ostil sau care nu îl înțelege pe deplin. Și în felul acesta, starea lui a fost de frustrare, de furie, de mânie, de neînțeles, încât golul acesta existențial, starea de rău, a fost ușor spre a fi schimbată utilizând substanța, alcoolul sau drogurile mult mai rapid.